Timp de două zile, la Brașov s-a desfășurat Liga Aleșilor Locali PNL, unde au avut loc ample dezbateri pe probleme deosebit de importante legate de dezvoltarea viitoare a României după alegerile din decembrie 2016. În prima zi au fost organizate întruniri ale aleșilor locali pe principalele regiuni de dezvoltare ale României. Joi și vineri am fost plecat la Brașov, la Liga Aleșilor Locali. Joi, după amiază, a avut loc întâlnirea participanților pe regiuni. Au fost pe regiunile Transilvania-Banat, regiunea Moldova, Dobrogea-Oltenia și Muntenia, patru regiuni, în care s-au discutat probleme, au fost consultați primarii pe 10 probleme venite chiar ca idee din partea primarilor. Unul ar fi salariile angajaților din primării și instituțiile subordonate, ținând cont că majoritatea angajaților din administrația publică locală au venituri salariale brute aproape ca valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe economie. Au fost dezbătute pe larg documentele legate de echilibrarea bugetelor locale, de accesare de fonduri europene, modificări legate de organizarea poliției locale sau de sprijinire a mediului de afaceri. Echilibrarea bugetelor locale din sume și cote defalcate din impostul pe venit și TVA, accesarea fondurilor europene și eliminarea birocrației din proceduri privind achizițiile publice, ceea ce am spus și eu, funcționarii publici din primării ar trebui să fie mai bine pregătiți prin cursuri de formare și specializare, unii n-au posibilitatea, noi am făcut în fiecare an, aici eu zic că noi stăm bine. Măsuri guvernamentale în sprijinul primăriilor care au accesat împrumuturi bancare pentru finalizarea proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă și noi aici ne-am rezolvat și stăm bine. Finanțarea investițiilor primăriilor care nu îndeplinesc punctaje din fișele de măsuri în cadrul PNDR-ului 2014-2020 cu scopul de a echilibra șansele de dezvoltare. Statutul și atribuțiile poliției locale, schimbări legislative în sensul măririi numărului de polițiști locali la 1000 de locuitori. Liberalii doresc și modificarea statutului aleșilor locali, elaborarea unui cod administrativ în vederea corelării acestuia la realitățile românești actuale. Statutul aleșilor locali, adaptat, actualizat la cerințele societății actuale, adoptarea unui cod administrativ al României, instrument principal de simplificare a legislației, care să unifice legislația actuală în domeniul administrației prin asigurarea unei terminologii unitare pentru aceleași realități juridice, ajustarea salariilor primarilor în funcție de răspunderea directă a acestora și bugetul localităților. Acestea au fost cele 10 probleme care s-au discutat la dezbaterile zonale. Anterior, cu circa 30 de zile înainte, aceste probleme au fost propuse de către primari prin intermediul echipei PNL Direct, forum.pnl.direct. Este vorba despre un forum de dezbatere destinat în egală măsură membrilor simpatizanților PNL din țară, precum și comunităților românești din străinătate. În cea de-a doua zi de desfășurare a Ligii Alegerilor Locali PNL a avut loc reunirea în plen care a adoptat o rezoluție ce va sta la baza viitorului program de guvernare a PNL. Vineri dimineață a avut loc ședința în plen a Ligii Aleșilor Locali, unde au fost mai multe discuții, dezbateri, care s-au încheiat cu o rezoluție a Partidului Național Liberal, partidul care va fi considerat de aici încolo Partidul Administrației Locale, Partidul Primarilor. Și plecând de la ideea că Partidul Național Liberal crede în valorile profesionalismului, meritului și echității și susține o lege a salarizării unității bazată pe valori și nu pe calcule meschine electorale, crede în valorile transparenții și onestității morale și profesionale și susține adoptarea unui cod de integritate pentru funcțiile publice, un cod general care să se refere la toate funcțiile publice, elective sau numite, locale sau naționale, și care să privească regimul conflictelor de interese și se referă la îndeplinirea cu integritatea unei funcții publice. La întâlnirea de la Brașov a aleșilor locali din România s-a elaborat o rezoluție prin care s-au stabilit o serie de chestiuni concrete care vor fi incluse în programul de guvernare al PNL, care din toamnă urmează a deveni Partidul Primarilor.